În ce moduri pot să-mi dezvolt gândirea logică? Vreau să-mi dezvolt gândirea mai mult. Sunt în programul gratuit. Întrebarea asta e excelentă. Cum poți să îți dezvolți gândirea? Și știu că eram și eu obsedat de chestia asta, de cum pot să înțeleg anumite lucruri. Cum pot să fiu și eu bun? Pentru că în momentul în care eram la liceu, la Mate Info și aveam tot felul de colegi care învățau programare mai repede, care înțelegeau lucrurile și de multe ori nici măcar nu-și făceau tema, ok? Și eu stăteam cel puțin o oră să-mi fac tema la informatică în fiecare zi. Și mă frustra chestia asta, mă frustra că alții erau mai buni, erau mai deștepți decât mine și eram foarte frustrat. Am studiat chestia asta și chiar era o întrebare pe care mi-o puneam constant. Și ce am descoperit e că, de fapt, partea asta cu dezvoltatul gândirii e o minciună, ok? Nu există o gândire pe care să o dezvolți. Există mai multe lucruri mici care influențează cât de repede înțelegi diverse lucruri. Și primul și cel mai important lucru în cazul ăsta este somnul, ok? E foarte important să dormi 8 ore în fiecare noapte, ok? Aș recomanda undeva la 8 ore jumate, pentru că durează un pic, până te pui în pat, până închizi ochii, până te relaxezi. O grămadă dintre noi avem tot felul de gânduri și nu putem să dormim. Foarte mulți oameni simt că au gândirea mai slab dezvoltată sau vor să-și o dezvolte și văd că se aplică și la tine. Ok, care-i faza cu chestia asta? Ideea e că dacă nu ai mintea odihnită, nu ai cum să vorbești despre dezvoltarea gândirii. Pentru că ce se întâmplă în momentul în care ești nedormit e că nu poți să te concentrezi pe un singur lucru suficient de mult timp. Ok? Și dacă tu nu prea poți să stai să te concentrezi pe o idee nouă, pe un concept nou, să zicem că vrei să înveți ceva de programare, dar tu nu poți să stai acolo jumătate de oră în care doar să te gândești la chestia aia, automat că nu ai cum să înțelegi lucrul ăla. Deci e foarte, foarte important să dormi cel puțin 8 ore în fiecare noapte. Ok? Automat, acum sper că înțelegi un pic cum se influențează partea de gândire cu partea de somn. După aia mai intervine și partea de concentrare efectivă. Pentru că, de fapt, gândirea ce înseamnă? Ce înseamnă să gândești? Înseamnă fie să citești un concept nou și să-l înțelegi, fie să creezi tu o soluție. Doar că înțelegerea unui concept necesită timp. Să stai pe conceptul ăla, să-l citești, să-l recitești, să-ți iei exemple, să vezi ce se întâmplă, până în momentul în care zici, bă, da, uite, l-am înțeles, pot să-l folosesc. La fel și pe partea de rezolvarea unei probleme. Trebuie să stai pe problema aia, să întorci pe toate părțile, să te gândești la diverse abordări până când îți vine soluția. Ok? Și atunci, dacă tu nu ești capabil să stai concentrat, cum ziceam, cel puțin jumătate de oră, automat că nu o să ai gândirea dezvoltată, automat o să ai impresia despre tine că ești prost, când de fapt problema e că nu știi cum să te concentrezi. Și din păcate, felul în care e construit social media cu story-ul, cu tot felul de postări, suntem obișnuiți să dăm scroll, să ne uităm la story-uri așa pe orizontală, să le tot schimbăm pentru că ne plictisim, chestia asta ne afectează puterea de concentrare. Creierul e un organ care se obișnuiește. Okay? De exemplu, dacă tu stai în fiecare zi, primul lucru care te trezești și te gândești la, să zicem, un cartof, okay? Deci dacă în fiecare dimineață, prima dată, te gândești la un cartof, automat, la un moment dat o să-ți vină din instinct să te gândești la cartofi, ok? Pentru că așa ți-ai obișnuit mintea. Și avem foarte multe gânduri pe care le avem, pe care ni le tot repetăm așa, fără să ne dăm seama, din cauza că ne-am obișnuit într-un fel. La fel și dacă ne obișnuim să fim distrași, dacă ne obișnuim să sărim de la o idee la alta, și după aia la alta, și după aia la alta, și nu stăm acolo concentrați pe un singur lucru, iar ne scade capacitatea de a ne dezvolta gândirea. După ce ai partea asta de somn foarte bine pusă la punct, după ce ai partea asta de concentrare foarte bine pusă la punct, putem să discutăm și despre lucruri mult mai practice, de exemplu rezolvare de probleme,
scris de coach, așa mai departe, tot felul de exerciții care îți dezvoltă gândirea, doar că prima dată trebuie să ai somn și concentrare. Okay? Somn și concentrare. Astea sunt niște lucruri foarte importante pe care trebuie să le ai bine puse la punct. Și acum e momentul să te apuci de treabă. Acum e momentul să dai click pe linkul din descriere, să intri pe wellcode.ro și să-ți creezi un cont 100% gratuit pe platforma noastră. Acolo vei avea parte de programul nostru din care vei învăța bazele programării, vei învăța cum să scrii singur de la zero primele tale programe și mai mult decât atât vei avea parte de toată asistența mea și a experților din echipă, așa că intră chiar acum pe wellcode.ro, creează-ți un cont și hai să ne apucăm de treabă.